face deosebită plăcere să vă salut prin intermediul acestui mijloc modern de comunicare. Aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri care să fie spre zidirea noastră sufletească și spre a căpăta de la Dumnezeu mai multă putere și har și ajutor în orice vreme. Este în Sfânta Scriptură zugrăvit un personaj a cărui istorie se aseamănă cu istoria noastră. De ceva timp încoace, pare că realitatea pe care noi o știam stabilă începe și se mișcă. Pare că situațiile pe care noi reușeam să le controlăm cu mare exactitate, acum devin din ce în ce mai volatile. Pare că anumite lucruri scapă de sub control și ne lăsăm și suntem surprinși de ce se întâmplă. În Marcu, capitolul 5, citim istoria întâlnirii dintre Domnul Iisus Hristos și un personaj, un om care are o istorie zbuciumată, un om a cărui istorie este plină de similitudini cu istoria noastră, un om care este izolat de ceilalți, după cum și noi acum suntem învățați să trăim într-o oarecare măsură izolați de semeni, un om care a fost legat de lanțurile sugerate de alții și puse de alții. Noi, pe de altă parte, trăim în mijlocul unor situații care ne limitează, unele lanțuri ale împrejurărilor sunt asupra noastră și pare că ne determină o oarecare dinamică în viață. Omul acesta trăia deseori în morminte, în întuneric, iubea mai mult întunericul și mai puțin lumina. Pare că generația în care noi trăim este atașată mai mult de nuanțele cenușii decât de lumină. În contextul acestor situații care se regăsesc în viața noastră și s-au regăsit și în viața acelui personaj, rămâne o întrebare. Ce face Dumnezeu când situațiile par împovărătoare? Ce face Dumnezeu când lucrurile par să scape de sub control? Ce face Dumnezeu când sunt limite? Sfânta Scriptură spune foarte frumos și zugrăvește și pe paginile ei faptul că Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, s-a apropiat de acea persoană care trăia în izolare, care gustase experiența unor lanțuri, unor limitări, experiența unei izolări. Atunci când totul se năruie, pare, în jurul tău, Dumnezeu nu stă spectator, Dumnezeu se apropie. Nu-ți fie teamă de astăzi sau de ce va fi mâine. Nu-ți fie teamă că uneori poate cerul nu este senin și că uneori apar nori peste experiența ta. Nu-ți fie teamă de toate acestea, pentru că Dumnezeu, în ciuda acestor lucruri, se apropie. Tocmai de aceea Dumnezeu merită iubit. Tocmai prin aceasta se remarcă Dumnezeu, că se apropie atunci când alții se îndepărtează, că vrea să atingă când alții stau departe, că vrea să încurajeze când alții seamănă panică și conspirație. Spune Sfânta Scriptură că Iisus a intrat în dialog cu omul acela, nu ca să deranjeze, nu ca să împovăreze cu mesaje, dacă vreți, cenușii și de speriat, ci s-a apropiat de omul acela ca să transmită speranță și putere. E ca și cum astăzi Dumnezeu ar veni și ți-ar șopti să nu-ți fie teamă de izolare, să nu-ți fie teamă de lanțurile unor împrejurări care pot să fie, să nu-ți fie teamă de viața care uneori este instabilă sau care joacă feste, să nu-ți fie teamă de toate acestea, pentru că Dumnezeu se apropie. Așa că indiferent de cât de multe vor fi zilele cu pandemie sau fără pandemie, cât de mari vor fi încercările din viața ta și cât de mulți vor fi norii negri deasupra experienței tale, deasupra familiei tale, adu-ți aminte că Dumnezeu se apropie de tine și de experiența ta. Nu-ți fie teamă, El este Dumnezeu și e gata să ajute, să atingă, să spună o vorbă bună, să transmită speranță și să spună că în toate zilele El e dispus să fie cu tine. Îți doresc o săptămână și zile frumoase și o lună binecuvântată și un an plăcut de care să te bucuri tu și familia ta. Îți doresc experiențe frumoase cu Dumnezeu. Îți doresc să te apropii de Dumnezeu, pentru că El este singurul care poate să întărească experiența umană atunci când sunt limitări, poveri și când este întuneric.
Îți doresc să fii sensibil la chemarea Lui și doresc să fii puternic atunci când Dumnezeu te va provoca să-L urmezi. Îți doresc o experiență frumoasă atunci când alții te părăsesc. Adu-ți aminte că Dumnezeu e cu tine. Când ucenicii au stat în expectativă în planul secund, în raport cu acel om din Gadara, Dumnezeu s-a apropiat. Când unii oameni te pot uita, te pot părăsi, poate, Dumnezeu se apropie, pentru că e prietenul tău și pentru că vrea să te încurajeze, să te bucure și să-ți sature viitorul și prezentul cu lumină și speranță. Îți doresc bucuria acestei întâlniri și zile frumoase și binecuvântate mai departe.